Bine, bună dimineața! Foarte frumoasă energia, foarte tare piesa. Mă uitam și pe un clip, bineînțeles. Ai văzut de tot. Și am văzut pe... Niște febră musculară și de-aia sunt puțin așa. Ce ai făcut? Ai fost la sală? Nu, am fost la unde la... Cum zici, și masajela de te bate cu lemnul pe spate. Dar ce ai căutat acolo? Cu bambusul. Trebuia să ajung neapărat. Foarte bine, e bine că ai ajuns, că ai grijă de tine. Hai să nu ținem omul în picioare, dacă tot îmi dor... 20 de oameni, așa simt. Nu e rău, lasă că o să iasă tot stresul din tine și o să fie rău. Hai să stăm jos, dacă tot te doare spinarea. Băi, mă uitam la videoclip foarte tare, l-am văzut pe Connector în toate variantele. Da, l-am văzut pe Relu și la chitară și la tobă și la... ce mai era pe acolo? Bas. Foarte tare piesa, ai făcut-o împreună cu el? Da, noi la studio. Voi la studio. Foarte mișto. Ce zice piesa? Ce zici refrenul, ce zice? Că noi nu știm nici engleză, nici mamă norocoasă, sunt cu familia mea, mamă norocoasă, fii mândră. Mamă norocoasă, Dumnezeu mă vede, mamă norocoasă, fii mândră. În esență, într-o rotă la declarație de dragoste făcută mamei, cumva, nu? Sau un mesaj? Nu, e așa, e... Mamă norocoasă. E așa, și ce zic, e de deci, mai îi spui mamei, adică mamă, ce mamă norocoasă am eu, că uite. Da, e ca un hor, așa, hor vibe. Deci are un vibe bun, un vibe de petrecere. Da, e pe bine, nu e pe rău. Asta e minunat, dacă e pe bine și dacă nu e pe rău. Pe de altă parte, Relu, că tot vorbea Andrei despre el, el este omul care cred că te-a ajutat și te-a învățat multe lucruri din industria. Normal, e mentorul meu în acest spațiu, da? Deci prieten, că una e să fie mentor. Da, adică la început a fost o chestie de asta în care, da, nenicu, știi, dar între timp consider că am devenit eu cel puțin unul dintre prietenii lui cei mai buni. Petreceți mult timp împreună? Cred că cel mai mult timp care petrecem cu orice om e între noi. Mai ales acum că am fost și la Te Cunosc undeva, chiar ne-am săturat unul de altul. Ce ai învățat așa de la el de-a lungul timpului? Ce, nu știu, ce sfat ți-a dat? Nu știu, chiar nu știu să pun punctul pe ei, că eu am... Hai că-l punem împreună. Eu am tot asimilat ce am avut ceva, de învățat. Ceva trebuie să-ți placă la el. În general, când te asociezi cu o persoană și când consider că e prietenul tău sau lucrezi foarte bine cu el sau te simți foarte bine în prezența lui, ceva din el îți regăsești și în tine. Care e partea din Connector care e și în Johnny Roman? Primul lucru care mi-a atras atenția și care consider eu cel puțin că ne-a ținut așa strâns și nu ne-am certat niciodată, n-am avut nicio chestie de genul, e felul în care aude el muzica odată, că putem să ne ducem și în ale noastre puțin, putem să ne ducem și în astea care și sunt tot ale noastre. Poate cel mai bun producător de muzică din România și cel mai talentat. Din da, și un producător extraordinar. Eu am lucrat cu Connector când tu probabil abia te nășteai, nu știu câți ani, 20 de ani? 26. Erai micuț și într-adevăr eu am un respect și mi se pare unul dintre cei mai talentați. De-aia spun că ți-a pus Dumnezeu oarecum mâna în cap, pentru că e și pe stilul tău, dar te duce și într-o zonă de asta mai light, așa. Uite, când și în engleză, e mișto, te scoate un pic din... Mie oricum eu cântam în engleză, îmi plăcea, asta mi-a plăcut cred că cel mai mult, faptul că am putut să cânt în engleză și fără să trebuiască să mă cert cu nimeni, fără să insist prea mult. Dar ți-ai dorit întotdeauna să faci muzică? Am citit despre tine și faptul că tu ai lucrat la un moment dat în IT? Oh, da, am lucrat mult, am 9 ani de muncă. Am lucrat în multe meserii, ca să zic așa. Ca să ajungi să faci de fapt ceea ce îți dorești cu adevărat. Da. Ce ai fi făcut dacă nu făceai muzică? Dacă ai avut nouă... Eu în continuare, oricum când am... Nu, dar dacă n-ai fi făcut muzică, poți, te-ai fi dus așa, era viața. Gogule, du-te pe treaba ta, ce ți-ai fi făcut? Nu știu, sincer să fiu, chiar nu știu. E vreo meserie care ți-a plăcut foarte mult din cele pe care le-ai făcut până să te apuci de muzică serios? Da, astea te-am lucrat în IT. IT-ul, și oricum, în ultima perioadă, înainte să încep cu muzica 100%, ca să-mi acapareze toată viața așa, făceam reclame cu animații, cu aduri. Mamă, tare, deci foarte priceput. Și iată că ajungem și la un capitol important, cred eu, unul dintre cele mai importante capitole din viața unui artist, și anume Te Cunosc de Undeva. Pentru că la Te Cunosc de Undeva, oricât de talentat ai fi și oricât de iubitor de muzică, acolo descoperi cu totul altceva. Ce ai descoperit tare la Te Cunosc de Undeva? Ai descoperit că poți să faci și altceva decât credeai? Una la mână, da, pentru că au fost anumite piese care... la care chiar nu mă gândeam. Stă bine cu părul lung, apropo. Am văzut o Romina. Am văzut o Romina foarte frumoasă sâmbătă. Să rămână, mulțumesc frumos. Da, m-am uitat cu... Plus aceste chestii, că am avut... Care a fost personajul tău preferat din tot ce ai făcut până acum? Joe Cooker și Katanga, acolo mă bat. Da? Katanga, că mi-a ieșit mult mai bine decât îmi imaginam. Nu mi-imaginam să-mi iasă așa.
Că mi-am zis și, uite, ai strâmbat la fel ca ea, te-a cu tare. Adică am studiat-o și eu cât de tare am putut. Și când a venit momentul, am dat drumul la creier, hai, ce se întâmplă, să întâmplă. S-a și supărat domnul Pădureanu puțin, din câte știu. A fost un mic conflict acolo, nu? Da, dar n-am înțeles de ce. Oricum, m-am întâlnit... Știi ce ți-a reproșat? Adică ți-a zis așa față în față? Nu, ce? Nu știu, nu. Nu ți-a zis, nu? Nu, că nici noi nu știm. Și de-aia știu că a fost doar conflictul, dar nu știu exact ce ți-a reproșat. După aia m-am întâlnit cu dânsul și... A, s-a supărat că ai luat o bătaie de joc sau nu știu cum, pentru ceva... Da. A avut așa ca un simț, dar după aia m-am întâlnit cu dânsul și... Acolo, la Tecnoloții undeva, okay. Granița dintre a fi personajul și a lua un pic în derâdere e foarte mică. Cei care nu au fost la Tecnoloții undeva nu-și dau seama. Adică este foarte mică granița, e o graniță foarte fină în a face parodie sau a interpreta efectiv personajul, nu? Pentru că încerc să fii cât mai aproape. Și chiar m-am limitat, am vrut să fiu cât de respectuos posibil, am putut eu să fiu. Să nu pară cumva, mai hai ales... să vedem și noi împreună momentul și să-l revedem și comentăm apoi. Sigur. Când e somnul cu dulceață, mama mea vin de la lăli. Pentru surorile mele vin de mama chiuci. Pentru frățiorii mei, mama mea să mă n-am. Ce aveți voi cu mama mea? Vrei să spun ceva? E unul la unul. E ce am văzut, da, am văzut se pare foarte mișto. E foarte tare transformarea, da. Și am văzut că ești studiată, te dai din mână exact cum dădea Katanga, Dumnezeu să o odihnească. Nu, alea sunt ale mele. Că dar, nu, și ea făcea așa pe micro. Așa? Și ea făcea și avea acea privire, în un moment dat se uita într-o parte așa, privirea dânsei. Foarte frumos momentul și... mă uitam în paralel la asta, mă uitam și la un jococăr la fel pe care l-ai făcut împreună cu Rona Harner. Apropo de Rona Harner, cum te simți ca și parteneră cu ea? Pentru că ea este tot pe genul ăsta de muzică ca altă. Bănesc că vorbiți aceeași limbă. Muzical, a fost vorbim. Un pic la început, poate un pic mai greu din cauza diferenței de vârstă foarte mare și ceea ce știe ea, eu nu știu și ce știu. Adică au fost și momente în care nu v-ați înțeles, v-ați contrat așa? V-ați certat? Ceartă, doar că îți dai seama, a trebuit să învățăm să comunicăm între noi, fiind diferența de vârstă. Are câteva și de sezoane la Te Cunosc. Mare. Are și câteva sezoane la Te Cunosc undeva care au ajutat un pic, au avut un start înaintea ta, logic. Și dar după ce odată ce am învățat să comunicăm, a fost minunat, a fost super. Foarte tare. Uite, eu mă bucur foarte mult că ai venit la noi în seara. Johnny, îți mulțumim frumos pentru invitație. Piesa e foarte frumoasă, vibe-ul pe care foarte dai tot timpul, da. Și ce să zic, mă bucur că ai fost la Te Cunosc undeva. E foarte important pentru un artist care își dorește o carieră lungă. Da, chiar simt că am învățat o grămadă de lucruri și că am evoluat foarte tare și știu să văd acum ce practic ești pe valul ăla de tine mare, depinde ce faci. Și ea, nu, de tine. Și iarna e pe val, știi că avea chiar conectorul, melodie, și nu? Deja eu am o piesă pe drum acum mai tare ca asta, deja, da? Abia știu foarte că ea să și ea. La noi să ne-o cânt, să știi, te așteptăm după cu ce drag, cu drag. Te așteptăm, cu mulțumim că ai venit. Vă salut. Noi luăm o pauză. Mulțumim. Mulțumim tare mult, luăm și noi o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Mai ai răbdare cu noi un pic până luăm pauză și după aia putem să plecăm toți.